Ioana a continuat să vorbească cu Madi despre Adrian, spunea că cu alte fete din casă este degajat în largul lui, face glume și probabil se referea la Daria, pentru că a fost încătușat cu ea și a fost foarte în largul lui și cu ea este foarte retras și nu scoate două vorbe. Mai spunea tot Ioana că, din punctul ei de vedere, s-a apropiat de el suficient, a făcut destul de mulți pași, dar dacă nu a primit nimic înapoi, ce să facă? Și Madi era de părere că nu s-au înțeles încă de la party, pentru că el voia să se distreze, să danseze, a ignorat cumva faptul că Ioana a vrut să stea liniștită și fiecare și-a văzut de ale lui, de acolo depărtarea. Ioana o întreba pe Madi, tu ai putea cu Sergiu într-o seară de petrecere doar să dansați și să nu stați deloc de vorbă, să nu vă îmbrățișați, să nu vă mângâiați? Și bineînțeles Madi a răspuns că nu. Ioana încă nu este lămurită de care fază pomenea Adrian în live, că el s-a așezat pe canapea când era și Dea și ea s-a ridicat și i-ar plăcea să știe despre ce e vorba.